Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni. Are început școala, așa că părinții trebuie să le pregătească pachetelul pentru școală copiilor, pe lângă mic dejun, desigur. De cele mai multe ori însă pachetelul înseamnă produse de patiserie sau clasicul sandwich cu mezeluri, care nu le asigură celor mici nutrienții de care au nevoie. În exces, acest tip de alimentație înseamnă kilograme în plus și boli. Zanana vine acum cu soluții ingenioase și tot felul de alternative. Bun venit, Ana! Bine v-am regăsit. Știai că suntem pe locul 1 în Europa la obezitate infantilă? Din păcate, da, știu că este o problemă foarte, foarte mare în rândul copiilor și aici, ce să mai, o să mi-atrag așa toată ura, dar părinții sunt de vină, nu? Clar. Mă bucur că ai spus-o tu. Am spus-o eu ca să nu scrie ție mămicile pe blog acolo că ce ai spus și mi-asum asta, nu? Copilul... Este mult mai ușor să-i dai bani și să-și ia, bine, când este la vârstă mai mare și să-și cumpere el ceva de la magazinul de lângă și, bineînțeles, copilul se oprește la chipsuri, croasante și băuturi carbogazoase care nu sunt deloc sănătoase. Pe termen lung vor atrage nu doar kilograme, ci și multe alte probleme de sănătate. Diabet și așa mai departe. Nu știu dacă să zic în cel mai bun caz, ca să nu zic altele. Dar da, sunt foarte multe afecțiuni care pornesc dintr-o dietă precară și de la vârstă foarte mică. Ce putem să facem este să ne ocupăm pe bune de copiii noștri și cu banii pe care îi dăm copiilor mai bine să gătim sau să facem noi ceva mult mai sănătos acasă. Foarte multe mămici mi-au scris că pleacă de dimineață la serviciu și nu au timp să facă sandwich-uri. Și pe bune că le înțeleg și eu mă trezesc la 7:15. Da? Și tu ai 3 copii? Și am 3 copii, dar ce pot să le spun este că există varianta să le facă de cu seară. Noi am făcut acest lucru și ni s-a părut extraordinar când am plecat în călătorie, da? Când am plecat în vacanță cu copiii și am preferat să facem sandwich-uri și toate cele de acasă. Le-am pregătit de seară, noi am luat toast fără coajă, copiii vin și spun nu le place coaja, da. Și ai mei sunt niște mofturoși din punctul ăsta de vedere. Și eu făceam așa. Să știi că eu încă fac asta. Așa. Și ei bine, luăm toast fără coajă și punem acolo o mulțime de lucruri. Important este să nu punem doar mezeluri. Există și mezeluri sănătoase, toată lumea vine și spune și aruncă cu roșii, domne, nu mezeluri. Există mezeluri sănătoase de la producătorii noștri cu mușchiuleți file, care este preparat pe bune, sănătos și poate fi mâncat de copil și chiar este un bun aliment pentru el. Există variantele, da, de pâine cu gem, de pâine cu cașcaval, o mulțime, avocado iară, pasat, poate fi pus în sandwich-uri, neapărat cu o legumă lângă sau direct în sandwich, castravetele, roșii, Ana și indicau, pentru că cel puțin ai mei se murdăresc și îmi spun nu-mi place când îmi pui roșie, din acest motiv. Păi hai să le dăm sugestii în continuare telespectatorilor, pentru că tu ai încercat pe propria piele și pe propria piele a copiilor și să venim așa cu sugestii ca să le inspirăm pe telespectatorii noștri și pentru că vorbeam de avocado, iată, uite ce avem aici. Ele cu avocado, dar așa, asta e pentru micul dejun când au timp să-l mănânce acasă cu roșiile de care povestea. Și în avocado ce ai mai pus? Cu ce ai făcut? Ou fiert, gălbenuș fiert, pasat, e adevărat, are și un cățel de usturoi pe care nu-l pun când pleacă la școală. Normal. Pentru că e posibil să simtă și colegul și nu și să profesoara. Se simtă bine. Și profesoara. Așa, și poți să mai pui acolo și ulei de măsline are și un praf de sare. Da. Merge absolut și genial. Lămâie, nu se, și lămâie. Nu se strică, da, poți să-l pui în folie de aluminiu sau în folie de copt cu șervețel, cu tot ce vrei tu și copilul păstrează foarte bine. Este unul dintre sandwich-urile care nu se alterează, foarte hrănitor și sănătos. Așa este. Ce mai puteți să faceți în momentul în care faceți aceste sandwich-uri pentru școală este să puneți și o salată, da? O foaie de salată. Nu venea. Venea să zic o folie de salată. Așa. Bun, hai să mai vedem o sugestie. Briochele. Ce bune sunt, ce bine arată. Sunt o multitudine de brioșe. Acestea sunt, da, toate pozele sunt preparate de mine. Am zis să vă aduc exact cu ce să mă laud, știi cum păi e. Să vedem. L-am făcut, și noi, a trebuit dacă arată așa. Să le și aduc. Aici sunt cu banane și cu nucă. Am mai făcut cu bucățele de piersici, în anotimpul piersicilor sau cu bucățele de mere. Dar le fac și varianta fix cu același aluat, dar în loc să pun lucruri dulci, pun sărate, adică cașcavală, șunculiță presată, deci poți să le dai și varianta sărată pe care să o mănânci, nu doar dulce. Și cred că nu-ți ia foarte mult timp, nu? Nu, să le prepari. Nu. Și undeva la 10 minute să faci aluatul cu totul, cu pregătitul fiecărui produs în parte.
Și apoi la cuptor undeva la 12-15 minute, le faci de seară, dimineață, poftim. Și n-ai treabă, stai și-ți saboresc cafele. Să știi că eu fac destul de multe și ce fac este să le bag la congelator, le congelez, pentru că copiii mofturoși nu să mănânce trei zile la rând aceeași brioșă și nici nu este indicat să le dați. Și atunci le scoți în a treia, cincea zi și le mai dai o brioșică. Și pentru cei care au diverse intoleranțe alimentare, cu ce poți să faci aceste brioșe? Fără gluten. Da. În loc să pui unt, bineînțeles, să pui unt de coco sau ulei. Da? N-o să adaugi, dacă vezi în funcție de intoleranță, dacă au voie ouă sau nu, ouă de prepeliță în cazul în care n-au voie ouă normale, sau nu adaugi deloc, neapărat făină fără gluten sau făină integrală. Dar acolo proporțiile sunt diferite pentru că consistența aluatului este diferită. Așa este. Bun. Hai să mai vedem un preparat yummy. Ce avem aici? Copiii mei se mai satură câteodată de toast și atunci cumpără tortilla. Știi, acea lipie spaniolă da, pe care o găsim peste tot. Și aici este cu o cremă de smântână, cu ton, cu castraveți și cu rucola. Ce bun o împăturim și o punem pentru ei. Pe aceasta o indic dacă copilul mănâncă ca și mic dejun, nu aș ține-o până la prânz, adică mai mult de 2 ore, pentru că se alterează tonul și nu este ok. Într-adevăr, dar poți să pui curcan sau orice poți să pui. Pui făcut la grătar, tăiat șuvițe. Sunt multe, multe variante la care ne putem gândi. Noi folosim, să știi, tortilla foarte des, inclusiv ca omletă. Da, inițial am vrut să spun că arată cu, nu seamănă cu omletă, dar apoi am văzut textura și mi-am dat seama că nu este omletă. Ce mai avem? Ce ai mai pregătit tu acolo delicios în bucătărie? Asta este tortilla, este aceeași, dar exact cum arată. O împart în două și să-l vezi pe Achim ce mănâncă din ea. O, da, cu siguranță. Ce avem aici? Avem un morcov. O brioșă cu morcov. O brioșă cu morcov, da. Apropo de faptul că povesteam, de faptul dacă faci lucruri sărate, nu are altceva decât morcov înăuntru, aluatul normal. Și papă, copiii tăi, așa da, ceva, pentru că da? Nu-l simt și este dulce. Morcovul e dulce. Am înțeles, îi păcălești. Da. Am înțeles. Și eu cred că poți să mai faci și prăjitură din morcov, apropo. Este carrot cake-ul, nu? Da, care funcționează și la fel îl tai felii și îl iau drept cake. Noi îl punem, să știi, că în diferite forme, nu folosim doar forma rotundă clasică. Așa. Când ești acasă, poți să adaugi o lingură de mascarpone cu ciocolată albă deasupra. Și sirop de agave, dacă vrei să fie sirop de agave, sirop de arțar sau gem de prune. Vai, ce bun! Eu presim că la următoarea imagine o să mi se facă foarte, foarte deci trebuia poftă. Să vin direct cu mâncarea, să înțeleg. Nu trebuia să vă las acum, nu acum. Aici avem clătite americane, cum le spunem. Hai să dăm rețeta, că îmi place foarte mult cum arată și am înțeles că se fac și simplu. Ca să devină așa pufoase, secretul este faptul că trebuie să împarți ouăle în albuș și gălbenuș și albușul să-l bați spumă. Și de aici vine faptul că sunt atât de pufoase, de mari și super mega delicioase. Au afine înăuntru acestea, pentru că Achim nu mănâncă afine și doar așa le mănâncă. Am îl păcălesc înțeles, un picuț. Ce au în rest? Ouă, zahăr, nu zahăr, ouă, lapte, făină și gălbenușul pe care îl adaug și un praf de bicarbonat sau de praf de copt. Ca să crească ca și să crească. Arată așa pufoase. Exact. Foarte bun. Aia nu cred că rezistă mult așa, nu? Nu? Pe masă. Nu. Adică să faci și să ai a doua zi înseamnă să faci destul de multe. Să stai în bucătărie toată ziua, cu siguranță. Sau să le ascunzi. Dar tu nu le pui în continuare, nu? Zahăr în alimentație sau cum faci? În preparate înlocuiesc cu sirop de agave sau miere. Există foarte multe discuții că mierea ar fi toxică. Este foarte corect, este toxică dacă o pui la temperaturi înalte. În cantități, în schimb, foarte mari. Noi nu putem să mâncăm. În niciun preparat nu o să pui o cantitate atât de mare de miere încât să devină toxică pentru organismul tău. Asta am discutat-o cu specialiștii înainte de a lua decizia de a o folosi așa. Așa este. Ia să mai vedem, să ne mai inspire așa cu niște preparate. Ce avem aici? O felie de pâinică cu mozzarella topită pe dedesubt și omlețica deasupra. Bineînțeles, avem două frunze de spanac, baby spanac sunt aici și usturoi tăiat proaspăt. O, ce bun. Usturoi lași acasă în momentul în care nu vrei să-l iei cu tine la școală, la pachetel, dar în rest poți să-l iei așa cu o felie deasupra și mâncat super mega delicios. Uite, eu îi fac lui David omletă cu spanac, știi că este spanacul acela la cubulețe,
omletă cu spanac, știi cum... N-are nicio problemă. Nicio problemă, mănâncă, este foarte fericit și cred că poate fi folosit a la lung, ca să zic așa. Nu cred că există copii care să refuze chiar toate legumele, dacă găsești varianta de a-i le prezenta corecte. Și mai există și varianta și asta, de etape, da? Da? Deci nu toate legumele. Categoric vor avea preferate, dar dacă sunt prezentate copilul așa cum trebuie, nu doar trase la abur, insipit de incolore. Și le trântești acolo în farfurie și le trântești, gata, nu? O să zic trebuie că să copilul, fii un pic lasă-mă. De, nu, să ai un pic de viziune artistică și să ai un pic de șef așa în tine. Sau nu? Să cauți variante să te inspiri. Eu nu am să știu această nici viziune, nici nimic, dar caut inspirația pe internet. Slavă Domnului, există o grămadă de lucruri. Și mă uit de multe ori să văd ce am în frigider, da? Pentru că nu-mi place risipa alimentară și ne uităm să vedem ce putem să facem. Spre exemplu, mozzarella pe care am folosit aici, țin foarte bine minte momentul, folosisem o bună parte din ea la o pizza făcută în casă cu o seară înainte. Ne rămăseseră câteva felii, ce să facem? Am băgat pâinea cu mozzarella deasupra în cuptor, s-a topit, am adăugat omleta și uai, gata, ce bun. Micul dejun. Dar din ce am prezentat noi aici, multe dintre variante pot fi folosite și ca pachet. Da? Mai ales că există și termosuri. Toate pot fi. Care, iată, pot să țin acolo mâncarea cât de cât călduță, mm-hmm, astfel încât să aibă și un gust deosebit, nu, când este consumată. Și pot fi preparate rapid, vorba ta. Musai pe lângă toate aceste lucruri, slavă Domnului, pe vremea noastră nu existau recipiente speciale de mic dejun, acum există și am cumpărat câteva și ei mei sunt fascinați pentru că au special loc de afine, de zmeură, de banană, sandvișul care încape. Deci este absolut minunat și dacă o facem foarte colorată pentru copii, nu au cum să nu mănânce. Așa este, mămicile ce-ți scriu apropo de această problemă cu făcutul micului dejun și al pachetelului? Că le este foarte greu să le prezinte copiilor, că le este foarte greu să le prepare pentru că pleacă la serviciu, că le este foarte greu când nu au ajutor din partea taticilor. Aici să știi că o bună parte sunt ajută și tati, da? Chiar dacă el stă doar cu copiii și se joacă, păi, da? Pentru că tot ajutor este, normal. Altfel nu ai cum să gătești întotdeauna. Cred că tot ce ține de partea de dietă și nutriție, și mămicile și copiii, pe parcursul vieții, trebuie să înțeleagă că gusturile se schimbă. Adică ce ne-a plăcut la o anumită vârstă s-ar putea să nu ne placă mai târziu. Tu ai pățit asta cu cei mici? Am pățit asta cu cei mici, am pățit-o cu mine. Mie nu-mi plăcea ciorbele. Eu n-am mâncat ciorbe când era mică, puteai să mi le pui și nu le refuzam instant. Și acum sunt o mare ciorbăreasă. Așa. Și copiilor mei li s-au schimbat foarte mult gusturile. Râdeam zilele trecute pentru că Aron ne-a povestit că la grădiniță, la prânz, au avut broccoli. Și foarte simpatic a zis, am gustat să văd dacă mai îmi place. Nu-mi place. Și Catarina era foarte uimită, pentru că el era singurul care mânca broccoli din toată casa cu două mâini. Cum, nu-ți mai place broccoli? Dar ce ți s-a întâmplat? Uite, apropo de broccoli, poate fi ascuns foarte bine în acele tarte franțuzești, quiche, cum se numesc ele. Da, quiche Lorraine. Da, la cuptor și sunt foarte, foarte bune pentru întreaga familie. Nu numai. Noi facem tot felul de tarte sărate cu diferite variante, inclusiv cu roșișerii, cu brânză de capră. Sunt variante care foarte simple și de luat, pentru că sunt ușor de apucat de copil, sunt ca felia de pizza. Exact. E adevărat, contează cât de groasă o faci, da, pentru că dacă e prea mare partea de deasupra, o să se ducă în toate, da, părțile. Eu fac subțire ca și partea de jos. Ești minunată și tu știi asta și îți mulțumim tare mult pentru sugestii și ce să mai este și ora prânzului, mi-ai făcut și poftă. Tu îți dai seama cum o să fie pentru mine toată emisiunea aceasta? Îți aduc un măr. Am văzut că un măr în spate. O banană, ceva. Neapărat să le dați fructe copiilor. Neapărat. Îți mulțumesc tare mult și dacă telespectatorii se întreabă așa de ce arătăm noi atât de bine astăzi și nu numai astăzi, bine, le mulțumim celor de la Idyllic Studio pentru ținutele noastre de astăzi și te aștept cu mare drag și miercurea viitoare, pentru că, dacă este miercuri, egal, Zanana vine în platou și ne povestește de ale mămiciei, da? Și cu mare drag. De părințeală, cum îi zicem noi. Îți mulțumesc tare mult. Și eu. Dragilor, vorbim acum despre un subiect care cred eu așa că vă interesează. Vorbim despre încrederea în sine, pentru că de multe ori, chiar dacă vrem să facem unele lucruri, mai scade acolo ceva un pic din gradul acela, din procentul de încredere în sine. Așa că mergem la Cristina Maria Coșocariu să ne spună exact ce trebuie să facem, să ne facă o listă ca la carte, să știm exact cum ne putem potența această încredere în sine. Este în direct cu noi prin Skype. Bun venit, Cristina! Bine v-am găsit, Dana, și mulțumesc de invitație din nou și mă bucur să fiu alături de voi.
Și da, e un subiect foarte fain, un subiect foarte vast, deci putem să discutăm oricât. Am zis că aș putea să vorbesc 3 luni liniștită despre subiectul ăsta și nu termin de spus pe el. Dar e foarte fain. Asta este foarte tare. Și ce vreau să subliniez, apropo de momentele noastre în care ne pierdem încrederea, că totdeauna avem soluții. Asta este cel mai important să ne reamintim. Cu cât e mai vast domeniu, eu mă gândesc, cu atât am mai multe posibilități. Și asta le subliniez și oamenilor care lucrează cu mine. Și asta aș vrea să povestim și acum despre subiectul încrederei în sine. O să trecem așa destul de repede, dar dacă o să fie interesați cei care ne urmăresc, poate mai dezbatem mici bucățele din el, care tot așa punctual cu exerciții, cu chestii practice, cum facem noi de obicei, să dăm lucruri practice, să fie ușor de folosit. Păi așa ne place, cu trucuri și cu exerciții, bineînțeles, dar vreau întâi să te întreb de ce ne scade încrederea de sine. Vorbim după aceea de ce unii oameni nu o au deloc și trebuie lucrat acolo. Dar chiar și oamenii încrezători, să zic așa, mai pățesc unele lucruri și se simt uneori că nu sunt valorizați, că nu pot să fac anumite lucruri, că alții sunt mai buni decât ei și așa mai departe. De ce avem aceste, nu știu, sentimente? De ce ne scade încrederea de sine? Pentru că noi avem emoții fluctuante, toți. Ceea ce este firesc și normal, doar că în acele momente în care emoțiile, să zic, cele mai neplăcute ne pocnesc, uităm la ce să ne raportăm, uităm cu ce să comparăm. Și de obicei ne comparăm, asta e una dintre capcane despre care chiar voiam să povestesc, ne comparăm cu ceea ce vedem în exterior. Și de ce subliniez vedem? Pentru că noi vedem o foarte mică parte din ce e acolo. Da, văd un om care mie mi se pare că are foarte mare încredere în el, dar s-ar putea ca omul ăla doar să pară. Sau omul ăla poate a lucrat X ani ca să ajungă acolo și eu am pretenția, fără să fac nimic, să fiu acolo. Și atunci îmi setez un termen nerealist de comparație. Noi nu vedem toată poza. Asta trebuie să ne amintim tot timpul. Și atunci ce văd? Mă văd pe mine. Da? Pot să mă compar cu mine cea de ieri. Și dacă eu astăzi sunt un pic mai bine decât ceea ce am fost ieri, dacă am făcut ceva mai bine, înseamnă că sunt pe plus. Și la asta trebuie să ne uităm. O să povestim un exercițiu pe care l-am pregătit. Este cel de stocare a evenimentelor. Doar că înainte mă gândeam să povestim așa câteva repere pe scurt. Și o să ne ajute foarte mult asta de stocare a evenimentelor. O chestie fabuloasă apropo de cum funcționează mintea noastră. Hai să vedem, că eu sunt curioasă. Mă fascinează mintea umană. Așa, care este foarte și ea foarte complexă și plină de descoperiri, exact. În primul rând, este esențial să avem claritate. Asta este unul dintre motivele pentru care noi ne pierdem încrederea în noi. De ce? Pentru că nu avem claritate. Unu, am spus de comparații, cu ce ne comparăm. Și doi, nu ne este foarte clar ce vrem. Dacă eu nu știu ce vreau, dacă eu nu știu ce înseamnă pentru mine să am mai multă încredere în mine, tot timpul o să mi se pară că n-am destulă. Da? Lucrurile, din fericire, putem să evoluăm foarte mult, dar depinde cu ce mă compar și să fie ceva măsurabil. Deci, e foarte important să ne întrebăm, vreau să îmbunătățesc la muncă, vreau să îmbunătățesc încrederea în mine în relațiile cu ceilalți. Bun, cum știu că am ajuns acolo? Cum știu că am mai multă încredere în mine? Cum îmi dau seama că am ajuns acolo? Pentru că e la fel cum e și cu fericirea, dar vreau să fiu mai fericit. Dacă eu nu am niciun reper, o să alerg tot timpul după fericire, după încredere în mine, după orice, fără să știu când am ajuns acolo și nici măcar nu mă opresc să mă bucur pentru că nu știu că am ajuns acolo. Deci, claritate. Claritate și e foarte important să ne dezvoltăm încrederea în noi pentru că ea ne impactează în toate zonele vieții noastre, de la muncă. Făcusem la un moment dat un studiu când am ținut un curs pe tema asta și apropo, acum am un material gratuit foarte vast și un curs care urmează să înceapă luni pe tema asta. Și am făcut atunci un mic studiu să văd în ce zone ale vieții simt oamenii că au problema asta. Și foarte mult simt la muncă. 60% dintre oamenii întrebați resimțeau la muncă, da? Respingeau oportunități care veneau, nu puteau să-și pună punctul de vedere, rămâneau în umbră, se făceau mici. De ce? Pentru că considerau că nu sunt suficient de buni, da? Asta e unul dintre repere. Bun, în relațiile cu ceilalți, la fel, ne afectează. În relațiile cu necunoscuții, cu familia, când nu putem să spunem nu și nu setăm niște limite clare. Și pentru asta e foarte important un pas despre care o să povestesc luni și poate facem și noi un material la un moment dat, este traiul conștient. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu
ar fi ideal să-mi știu care sunt valorile mele, da? Ca să știu la ce mă raportez și să mă raportez la ceva corect, ca să-mi construiesc o încredere în sine sănătoasă, autentică. Deci nu vorbim de fațada aia pe care o pun ca să pară că am încredere în mine și totuși în spate eu mă zgudui, da? Și pentru asta trebuie să știu valorile, ce e important pentru mine, ce contează. Și în momentul ăla o să pot să-mi stabilesc și limitele mai ușor, o să-mi fie mai simplu și să pun bariere în raport cu ceilalți care îmi încalcă valorile și o să pot să și avansez, o să pot să și apreciez ceea ce am făcut, da? Raportat la valorile mele, pentru că degeaba avansez eu, asta e încrederea în sine falsă, apropo, să avansez într-o direcție care nu este a mea. Cristina... Și astea sunt două concepte. Dar crezi că faptul de a fi prea critic cu tine îți poate știrbi așa din încredere? Categoric. Categoric, și noi avem tendința să fim foarte critici cu noi, mai critici decât cu alții. Și despre asta voiam să povestim un pic la stocarea evenimentelor. Stocarea evenimentelor este un exercițiu foarte fain și un mod în care mintea noastră funcționează. Și aici putem să luăm două exemple. În primul rând putem să luăm pe Maslow, care ne spunea că nimic nu rămâne neînregistrat, nimic nu rămâne necontorizat. De obicei, noi oamenii stocăm chestiile negative. Uite, ai greșit și atunci, nu ți-a ieșit nici atunci, asta înseamnă că nu, ești praf. Ceea ce este complet irelevant. De fapt, ce am făcut? Am făcut prost un lucru de X ori. Asta este. Nu mă împiedică nimeni să-l fac mai bine și asta e unul dintre trucuri. Eu totdeauna spun că înainte să faci ceva bine, trebuie să faci mai întâi ceva prost. Ca să ai un termen de comparație. Deci da. Să faci ceva. Da? Pentru că altfel nu o să ajungi să faci bine. E, cu cât eu îmi repet acele momente în care lucrurile n-au mers, cu atât încrederea în mine se duce la vale. Da? Și povestea inclusiv Tony Robbins, care e un monument de inspirație, da? Că până la 40 de ani, inclusiv la aniversarea de 40 de ani, apropo de cu ce ne comparăm, da? Deci noi ne uităm și spunem, omul ăla a avut întotdeauna o super încredere în el. Și povestea că până la 40 de ani inclusiv, deși ajutase milioane de oameni din 10 de țări, îi se părea că n-a făcut destul, că nu e destul, că putea face mai mult. Și tot timpul se certa. Și după care s-a gândit, măi, dar dacă tot facem stocarea asta a evenimentelor, da? Ce înseamnă stocare? Înseamnă că adaug o victorie, peste o victorie, peste încă o victorie. Și la un moment dat, când eu zilnic fac lucrul ăsta, știți că vă povesteam eu la un moment dat într-o altă ediție că îmi notez victoriile zilei, zi de zi. Așa este, da. Așa. Bun. Asta înseamnă, de fapt, stocarea evenimentelor. Dacă eu îmi repet ce n-am făcut bine, aia o să-mi rămână în prim plan și la aia o să mă raportez. Dacă eu mă uit ce am făcut bine, o să-mi capăt încrederea în mine și o să o construiesc în fiecare zi. Și Tony Robbins spunea că de-abia după 40 de ani, când primea mesaje zilnic de la oameni cărora le schimbase viața, oameni care erau în pragul suicidului, oameni care trecuseră prin războaie și erau traumatizați și spuneau nu doar că au depășit momentele, ci că s-au dezvoltat enorm de mult. Și asta spunea el, dacă atunci când am învățat să adun momentele astea și le pun cap la cap, îmi dau seama dacă pot face mai mult. Dar asta nu înseamnă că n-am făcut până acum. Așa este și avem tendința asta, într-adevăr. Știi că sunt pragurile acelea de 30 de ani, de 40 de ani și atunci stai tu cu tine și te gândești și te raportezi la alții și vezi așa cum spui tu că alții au și aia și aia și aia și eu ce-am făcut până acum, nu? Cu toții facem lucrul acesta. Exact, exact. Dar tocmai ca să nu mergem pe partea de mă ia valul și ajung acolo, pentru că asta se întâmplă de multe ori, mă ia valul și ajung acolo, da? Cum ar fi să-mi stabilesc în fiecare zi, îmi dau 5 minute ca să-mi notez, nu știu, 5 victorii ale zilei, zi de zi. Eu fac asta de pe 11 august acum și e foarte interesant ce se întâmplă și e foarte interesant cum le observ și în fiecare zi lista e mai vastă. Este un exercițiu foarte bun, da. Da, și e foarte simplu, durează 5 minute maximum și îl fac în notițele de la telefon. În plus, ca să ne creștem încrederea noi, putem să ne scriem în fiecare zi 3-5 lucruri care ne plac la noi în fiecare zi, da? Aceeași stocare a evenimentelor și după care creierul nostru începe să se concentreze pe ceea ce este bun, pe ceea ce avem, pe oportunități. Pentru că de cele mai multe ori nu e vorba de cum sunt lucrurile în sine, ci unde pun eu reflectorul din toată povestea. Pot să pun reflectorul pe ceva ce merge prost, da? Și am dreptate, dar întrebarea e mă ajută? Mă ajută cu ceva? Că eu așa îmi pun problema. O fi adevărat, dar mă ajută? Nu. Ok, nu mă ajută faptul că acum fac ceva prost, dar asta nu mă împiedică
să fac în fiecare zi câte un pas mic, încât să ajung să fac bine, dacă este important și valoros pentru mine. Și subliniez și asta. De ce? Pentru că dacă eu acum mă încăpățânesc să demonstrez, nu știu, nu e cazul meu, dar sunt situații în care, să zicem, în familie sunt medici, da? Familie de medici. Și ar vrea și copilul să le urmeze calea. Bun, copilul simte presiunea și ca să demonstreze că este suficient și merită, da? Își construiește viața, își sacrifică viața, ăsta a fost cuvântul care îmi venea, așa, ca să demonstreze părinților că este suficient și merită să fie iubit. Pentru că de multe ori asta este trauma din spate, da? Încerc să dovedesc că sunt suficient și că merit să fiu iubit. Merit să fiu iubit și nu respins sau abandonat. Astea sunt portițele din spate. E, avea o vorbă apropo de asta, apropo de să fim suficienți, avea o vorbă Dita Von Teese, care spunea că poți să fii cea mai rumenă piersică, poți să fii absolut minunat și fabulos și cuiva totuși nu-i placă piersicile. Aia este. Așa, oricum nu putem să fim pe placul tuturor, asta este clar și ar fi o nebunie să încercăm să mulțumim nu pe toată exact. Lumea. Zim dacă merge să ne mai și lăudăm așa un pic pe noi înșine, ca să ne mai crească așa încrederea în sine. Știu că lauda de sine nu e bună, știi cum se zice, dar parcă nu... Îți da așa un boost. Dar nici modestia nu e o calitate, așa că... Suntem în echilibru, pe zero, nu? Suntem în echilibru, da. Pentru că sunt convinsă că fiecare dintre noi avem și părți bune, da? Și nu vin să mă laud pentru ceva ce n-am sau ce nu sunt, ci vin și îmi pun pe tapet, nici măcar nu o numesc laudă, da? Vin și pun pe tapet ceea ce eu știu că sunt și am, da? Și atunci, bineînțeles, și ce e foarte important... Chiar râdeam cu o prietenă că am spus apropo de ce înseamnă încrederea autentică în tine. Înseamnă să accepți faptul că nu ești perfect, că vor fi și momente în care o vei da în bară, dar asta nu te face mai puțin minunat. Eu tot timpul râd despre delegat de mine, îmi permit să fac. Îți spui că ești o minunată zi? Nu, spun că sunt absolut fabuloasă și râdeam cu o prietenă, am spus, măi, câteodată sunt chiar varză. Și zice, da, tu ești dar o varză ești fabuloasă. Exact, eu sunt o varză fabuloasă câteodată. Și în rest sunt fabuloasă. Cristina. Și este ok așa. Dar, repet, asta înseamnă exercițiu cu noi. Și ca variante, ce putem să facem? Deci, astea sunt cele mai simple. Ce am dat acum, da, partea asta de stocare, este cea mai banală chestie. O poate face și un copil de 7 ani și chiar ar fi fain, cred că, să ne învățăm și copiii să contorizeze lucrurile astea și să-și seteze mintea de când sunt mici, să vadă lucrurile astea. Asta ar fi minunat. Să facem exercițiile astea și cu copiii noștri, apropo de temă de joacă și de lucru. Păi hai că ne mai dai niște teme, ne mai dai niște trucuri și exerciții, dar ni le dai săptămâna viitoare, uite așa, ca să creștem tensiunea, nu? Și așteptarea. Îți mulțumesc mult, Cristina, mă bucur tare mult că te-am revăzut. Mulțumesc și eu, vă îmbrățișez. Vă îmbrățișez cu drag și să ne fie cu folos. Să ne fie gânduri bune. Mulțumim frumos. Mulțumesc, la fel. Ei, și acum vin cu vești pentru voi, dragilor, căci școala altfel s-a upgradat, vine acum cu o nouă denumire și cu un nou sezon. Proficul vor explica pe înțelesul tuturor tainele materiilor care uneori dau bătăi de cap elevilor, dar și părinților. Salut! Ionuț aici și, așa cum v-am promis, vom continua periplul nostru în PDF. Iar ulterior o să te învăț un tutorial al unui expert. Aici, să mergem! Cum căzuși acei? Hai sus, dă-mi! Păi ce? Eu nu pot? Stop it! Get some help! Mission alțat-o! O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. V-ați gândit vreodată cum vă pregătiți pentru o conversație pe Zoom? Nu s-au de... Haideți să trecem la treabă! E minunat, colegul nostru Ionuț ne face de fiecare dată să râdem și dacă tot ne face să râdem, hai să râdem și să povestim despre noul sezon al emisiunii, chiar cu el, cu Ionuț Becheru, alături de proful de istorie Marcel Bartic și profa de mate Alina Ciocan. Bun venit, dragilor! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine, eu vreau să știu, Ionuț, dacă ai fost bine după căzătura aceea.
Foarte bine, foarte bine. Este o căzătură controlată. Controlată, da. Nimeni n-a fost rănit la finalul acestor filmări, exact. Nu? Niciun profesor Niciun nu a profesor. Fost rănit la finalul filmului. Păi iată că sunteți aici toți. De-abia aștept să aflu mai multe despre noul sezon și să-mi povestiți așa fiecare pe bucățica lui ce are de povestit. Ionuț, vreau să-mi spui așa în câteva cuvinte ce o să apucăm să vedem în noul sezon și cu ce elemente noi vine el. Noul sezon debutează mâine cu o emisiune live, cum v-am obișnuit anul trecut cu meserii de la A la Z. E bine, anul acesta nu vor mai fi meserii de la A la Z, ci vor fi oameni. Vom vedea oameni care inspiră copiii, inspiră elevii. Iar mâine o să facem o prezentare cu toți profesorii și cum au inspirat ei copiii de la clasele lor, cu Marcel, cu Alina și cu Maria, profa de română, pe care o știți, o știți. Pe care o știm și o pupăm și o salutăm. Hai să povestim așa. Proful de istorie. Cum se desfășoară aceste ore de istorie în cadrul școlii, în cadrul after school-ului nostru? Proful de istorie, trebuie să vă spun că este fantastic de încântat, că a găsit un context în care poate să facă orele exact cum și-a dorit dintotdeauna, cum și-a imaginat că ar putea să ajungă mesajul ăsta la copii, la copiii care ne privesc. Vă mărturisesc și îi mulțumesc lui Ionuț că mi-a oferit oportunitatea asta. Eu sunt un tip de profesor un pic altfel. Simțeam eu ceva, știi? De fapt, cred că toți sunteți un pic altfel. E un cuvânt pe care îl repetăm obsesiv de luni bune încoace. Am simțit nevoia. Ți se pare, ai un tic nervos, un pic așa, da? Foarte diferit. Tic nervos, așa. Am simțit întotdeauna nevoia de a nu fi încorsetat atunci când vorbesc cu copiii de programe, de reguli, de tot felul de nebunii și care în școală aduc așa, hai să-l numim, un balast care cumva împiedică învățarea, cunoașterea reală. Și atunci am găsit aici atmosfera potrivită pentru a face din ora de istorie ceva care să ajungă cu adevărat în sufletul copilului. Și mă bucur fantastic că pot să fac acest lucru. Mai mult decât atât, am realizat, iată, de la o zi la alta, că am format aici o echipă. Am format o echipă, suntem oameni care lucrează împreună având aceleași valori, aceleași idei despre educație, ceea ce este fantastic pentru că, spuneai Ionuț mai devreme, e important să oferim un model. Ceea ce facem noi este important nu doar pentru copiii care ne privesc, dar pentru profesori, pentru părinți. Așa schimbăm educația din România. E ok să criticăm anumite lucruri, e în regulă, putem să facem asta cât putem de des, dar oamenii au nevoie și de modele. Asta încercăm noi să facem, să le oferim, uite așa ar trebui să facem educație. Așa este și se vede că sunteți foarte pasionați și îmi place foarte mult vibe-ul acesta. Eu regret, de exemplu, că nu sunt și eu mai mică să mă uit și eu și să mai e. Dar nu e timpul pierdut, că pot să reiau unele lecții, nu? Sezonul acesta noi vrem să ne apropiem și de părinți. Asta este ideea. Destul de mult, chiar cu unele, cum le spunem noi, pastile, rubrici de istorie. Marcel a realizat o serie de mini-documentare despre pandemiile la români și despre femeile în istorie și despre multe, multe, multe lucruri pe care și părinții ar trebui. Da, sunt utile, într-adevăr. Alina, spune-mi, zim și de tine, am înțeles. Ionuț e un pic așa, Marcel și el un pic așa, tu cum ești? Eu sunt la început. La început. Spune Ionuț la noua achiziție. Pentru mine a fost o adevărată provocare. De fapt, cred că a fost așa un lucru normal să se întâmple de la lecțiile la clasă, apoi în online și acum mai departe la TV. Ideea mea este să prezint matematica puțin altfel. Matematica nu este un balaur urât, plin de formule, de învățat pe de rost. Și o să vedeți. Sper să fie ok pentru toată lumea, să ajungă la cât mai mulți copii și chiar și la părinți. Cu siguranță. Cum spunea Alina mereu și spune de multe ori în rubrica ei, matematica e peste tot, cum spuneai tu. Și da, ne lovim de ea peste tot. Și când îți aranjezi hainele, există matematică. Și când vrei să faci cumpărături, cel mai mult este atunci. Am învățat foarte multe de la ea, pentru că eu stau acolo în spatele camerei și mereu... Este foarte atent. Da. Cum este echipa aceasta nouă formată și cum vă armonizați voi așa între voi? Noi suntem formați din ce vedeți aici, Marcel, Alina, Ionuț,
Avem pe Maria și l-avem și pe Cătălin, cel care montează, care tot timpul stă cu gura pe noi. Aș vrea puțin cadrul ăla să fie altfel, aș vrea puțin în partea cealaltă să fie așa. Ce muzică? Acum când a venit Alina... Are preferință Alina? Mai spune câteodată, aș vrea să-mi apară și mie un scris aici, aș vrea să-mi apară un scris aici, eu când fac mâinile așa, dacă se poate să apară ceva. Niște formule, da? Egal MC pătrat, dacă se poate, aici mâna dreaptă, da? Cât de profund o să mergeți așa în materie? Adică o să învețe copiii niște lucruri grele? Destul de, punem da, zahăr deasupra? Să fie și progresiv. Așa, progresiv, da? Progresiv, să nu-i speriem. Da. De la mai ușor spre mai greu. Dar cum faci să fie matematica asta plăcută? Of, sincer... Eu sunt mai pe partea umană, știi, filologie umană, eu m-am dus pe științele, da, umaniste. Cred că este ceva din mine. Ți-a plăcut de mică? Mă transform cumva, da. Cred că din generală eu am spus, voiam să mă fac de fapt învățătoare. Iar mama mea a spus, poate te mai gândești puțin, copiii sunt mai mici. Și apoi a venit cumva pasiunea pentru matematică. Am avut un profesor foarte bun în generală. Da. Și am știut exact ce vreau să fac. Și acolo am ajuns. Cumva este... Cred că sunt unul din oameni împliniți care fac din pasiune ceea ce fac. Adică nu văd ca pe un job la care mă duc de la 8 dimineața la 5 și... O fac cu mare drag. Și asta se va vedea și se va simți în lecțiile de la after school. Și vreau să te întreb și pe tine, apropo de istorie. Cred că ești în asentimentul Alinei, nu? Absolut. Și mi se pare important. Eu am crezut întotdeauna că materiile pe care le predăm noi, că e vorba de matematică, istorie, orice altceva, nimic nu e greu sau nimic n-ar trebui să fie greu pentru copii atâta vreme cât găsești cheia potrivită. Pentru că m-am surprins de pildă, folosind în materialele, în documentarele noastre, informații și teme destul de complicate, destul de consistente, dar pe care dacă găsești formula potrivită pentru a le da mai departe, devin accesibile, trezesc interes, motivație, curiozitate. Ori nu asta ar trebui să facă școala? Ba da. Ba, da. Eu de-abia aștept să vă urmăresc și sper că și telespectatorii vă vor urmări în număr foarte, foarte mare. Așadar, să reținem 16 septembrie live cu acești profesori minunați. Bineînțeles că vă țin pumnii tuturor. Doamne ajută să meargă bine. La ora 13 să fiți în fața micului ecran și să o cunoaștem acum și pe profa de română, Maria Melente. Vă mulțumesc! Oh, salut! Aici erai! Gata, a trecut deja vacanța! Vacanța cea lungă de vară! Ultima oară când m-am uitat în calendar era iunie, cred. E, asta e! După cum vezi, eu am venit deja pregătită pentru a petrece câteva zile pe săptămână alături de tine. Mă rog, prea pregătită, aș spune. Dar nu te speria! La After School, în rubrica de română, o să citim și o să vizionăm de toate. De la poezii la benzi desenate, de la scene din filmele tale preferate, la vloguri sau podcasturi minunate. Ce noroc avem că putem citi în moduri pe care nu ni le puteam imagina acum câțiva ani. Așa că fii alături de mine, Maria, profa de română și în acest an. Vă provocăm acum la o competiție care se va lăsa cu programul Prima Casă pentru Vidre. Da, da, ați auzit bine. Alergați, vă bucurați de mișcare, iar la final vidrele din Delta Văcărești vor fi mai fericite în habitatul lor natural. Campioana noastră, canotoarea Simona Radiș, este unul dintre ambasadorii acestui eveniment și ne spune chiar acum mai multe, este în direct cu noi prin Skype. Bun venit, Simona! Bine v-am găsit! Ca să fac așa un rezumat, alergăm pentru vidre fericite, nu? Într-adevăr, alergăm pentru sănătatea noastră, dar în același timp alergăm pentru a le ajuta pe vidre, pentru a strânge bănuți cu care se vor cumpăra materiale pentru construcția de căsuțe pentru ele și în același timp se vor achiziționa și niște sisteme de supraveghere care să le păzească puțin. Ce drăguț, eu știu că vidra este o specie protejată, de aceea și importanța acestui eveniment și ele sunt acolo, să zicem, numeroase în habitatul lor natural, în Delta Făcărești, în singura deltă din mijlocul unui oraș, nu din Europa, dacă stau bine să mă gândesc. Într-adevăr, ele sunt acolo, așteaptă să fie ajutate, fiindcă
Ele nu pot să se ajute singure, de aceea intervenim noi și nu doar că intervenim, eu sunt convinsă că le vom ajuta cu adevărat, că împreună ne vom strânge cât mai mulți la acest eveniment. Chiar invit pe toată lumea să vină. Sunt 3 probe la care se poate alerga, 5 km, 10 km și 21 de km. Deci este loc pentru toată lumea, indiferent de pregătire. Nu trebuie să fie nimeni profesionist, trebuie doar să-i placă mișcarea și să-și dorească să dea o mână de ajutor. Este cel mai verde traseu, nu? Este, într-adevăr, cel mai verde traseu și cel mai frumos. Păi să-mi spui așa mai multe, cum se pot înscrie cei care doresc să vină să alerge pentru această cauză specială și nobilă? Înscrierile se fac până duminică, este ultima zi duminică și se pot face pe site-ul oficial SunChallenge2021. Acolo veți găsi toate instrucțiunile și toate informațiile necesare pentru a vă înscrie. De asemenea, veți găsi câteva informații care vă vor spune că cei mai buni alergători vor fi premiați în bani și va exista și o tombolă pentru toată lumea cu premii foarte interesante. Ce frumos, sună foarte, foarte bine. Eu vreau să știu cum a venit pentru tine propunerea de a fi ambasadorul, unul dintre ambasadorii acestui eveniment. Am fost încântată. Sunt deschis către toate direcțiile. Când mi s-a spus că pot să ajut, am zis da, sigur, doar să vedem când este, fiindcă mă gândeam că poate nu îmi permite programul, dar de fapt este când sunt liber, este perfect, voi și alerga în același timp și eu, nu doar că sunt ambasador. Mă voi înscrie la proba de 5 km, este suficient pentru mine, fiindcă nu voi fi antrenată, dar important este să participăm, nu contează cât de în față venim sau cât de în spate. Așa este și nu degeaba este această legătură dintre tine și acest eveniment, pentru că tu, vorba aceea, cea mai mare parte din viață ți-o petreci acolo pe apă, nu fiind campioana noastră la canotaj, așa că e cu încărcătură sentimental. Într-adevăr, este și apa, dar să știți că cel mai mult m-a atras ideea aceasta de a ne uni cu toții spre a face bine. Și cred că putem să împrumutăm așa ceva din spiritul sportului de performanță, nu? Atunci când vine vorba de acest eveniment, putem să împrumutăm din valorile sportului de performanță și tu fiind acolo, cred că poți să le vorbești oamenilor despre asta. Bineînțeles, eu îi aștept să vină acolo cu întrebări. Îmi doresc să alerg cu o armată de oameni lângă mine, în fața mea sau în spatele meu, depinde de fiecare. Îmi doresc să cunosc oameni, să vorbesc cu ei, să împărtășim din viețile noastre și cine știe, să legăm prietenii. Cu siguranță. Este unul dintre cele mai frumoase și inedite evenimente la care ai fost invitată să participi? Este un eveniment foarte special. Mereu am acceptat un eveniment care mă îndrumă spre a ajuta. Că este vorba de niște animale sau că este vorba de oameni, copii, orice. Este bine să faci bine atât cât îți permite persoana sau orice altceva care ține de tine. Nu contează nimic altceva. Noi suntem oameni și cred că uneori mai uităm acea noțiune de a face bine. Și apar astfel de evenimente în care te trezești așa la realitate când auzi de ele și spui că da, eu trebuie să fac bine și nu numai că fac un bine cuiva, fac și mie în același timp, fiindcă alergarea este sănătoasă. Așa este, ar trebui să facem mai des acest lucru și să ne gândim, bineînțeles, la a face fapte bune, ce să mai, dar să le păstrăm acolo în sufletul nostru. Ai văzut cum te simți după ce faci o faptă bună și nu pot să nu observ, draga noastră Simona, că ai în spate acolo niște medalii nemaipomenite. Vreau să povestim așa despre încărcătura din spate, da? Am vorbit despre încărcătura emoțională, hai să vedem încărcătura din spate ce spune. Sunt câștigate la vorba aia, câte competiții? Ai făcut o socoteală? Nu am făcut o socoteală, sunt o grămadă de competiții la care am concurat și o grămadă de medalii pe care le-am câștigat, dar să știți că le-am adunat în timp, într-un decurs de 8 ani de zile. Nu a fost ușor niciodată, fiecare competiție a fost grea, dar faptul că am muncit, am fost perseverentă și mi-am dorit să ajung cât mai sus, m-a făcut să devin din ce în ce mai bună și să mă impun în fața adversarelor
aproape la toate competițiile la care am luat parte. Așa este, vreau să știu care este sentimentul acela când te simți, vorba aceea, deasupra tuturor, când ai câștigat un loc întâi, când ai o medalie de gât și îți cântă imnul. Simți foarte multă mândrie și recunoștință, fiindcă deși te gândești că ai muncit enorm de mult și că de multe ori poate ți-ai dorit să renunți, atunci nu ai renunțat și ai mers mai departe, iar lucrul ăsta se vede prin faptul că ai reușit, că ai câștigat sau că ai reușit să iei o medalie. Sentimentul este unul foarte satisfăcător. Te eliberezi de tot greul care a trecut și în același timp te umpli de energie pozitivă și de dorință de a continua antrenamentele, de a o lua de la capăt și dorința aceea de a merge la următoarea competiție și de a repeta figura de la concursul anterior. Cum te-a format pe tine canotajul și aici mă uit, aveam niște imagini pe care le-am dat pe parcursul discuției, mă uitam și la legătura aceasta frumoasă care se face între voi, între canotoare, sunteți ca o adevărată familie. Cum te-a format acest sport? Nu doar canotajul, sportul în general te dezvoltă din toate punctele de vedere, te face mai demn, mai respectuos, mai puternic ca om și ca personalitate. Se leagă foarte multe prietenii, noi suntem o mare familie în canotaj, ne cunoaștem cu toți, ne înțelegem foarte bine, stăm împreună în cantonament 11 luni din 12 pe an și așa se leagă relația dintre noi foarte strâns. Sportul cred că mi-a impus acea stare de recunoștință, adică după ce că ți oferă o educație aparte, te face să vezi lumea cu alți ochi, el te și propulsează în lume. Adică am plecat dintr-un sat, multă lume poate nu s-ar fi gândit că o să ajung unde am ajuns și eu am demonstrat că nu contează de unde pleci, nu contează meseria pe care o faci, pentru că eu nu m-am văzut făcând sport de mică. A fost o surpriză chiar și pentru mine și sunt foarte fericită că la momentul respectiv am luat decizia de a practica sport, fiindcă am ajuns unde sunt astăzi și tot acest drum pe care l-am parcurs de atunci până acum m-a dezvoltat, m-a schimbat și m-a făcut să fiu persoana care sunt astăzi. Și vreau să știu cum ai rezistat tu plecând, vorba aceea, în adolescență, nu de acasă, cum ai rezistat tu dorului de familie, acestei nu ruperi de sânul familiei, pentru că nu cred că ți-a fost ușor. Ai întâlnit oameni aici care ți-au fost alături, care te-au sprijinit, te-au ajutat? Am plecat de acasă la 14 ani. Cred că mai dureros și mai greu a fost pentru părinții mei. Eu am fost puțin mai zdravănă, mai... mai tare, așa. Da. Așa. Dar, deși am plecat departe de casă, am întâlnit acolo mulți oameni care au venit alături de mine și care mi-au indus faptul că nu sunt singură. Ei sunt acolo să-mi fie alături și să mă ajute în drumul meu, deși departe de cei dragi. Iar părinții mei, într-adevăr, vă spuneam că o suferi mai mult, fiindcă este greu să-ți vezi copilul plecând de acasă la o vârstă atât de fragedă. Dar eu zic că a meritat și ei se bucură și sunt mândri de mine cu fiecare rezultat pe care îl aduc sau cu fiecare eșec pe care îl aduc, fiindcă lucrurile nu sunt frumoase tot timpul, uneori mai sunt și eșecuri, dar ei sunt mândri de mine chiar și atunci, fiindcă atunci învăț și știu ce trebuie să schimb pentru viitor. Iar acum că am ajuns la un nivel atât de înalt, cred că ei au atins apogeul mândriei și ar dori, cred că, să petrec mai mult timp cu ei, dar le-am spus că, din păcate, nu se poate, drumul meu continuă. În schimb, dorul de casă, știi cum e, nu trece niciodată, fiindcă acolo te naști, crești, sunt oamenii care au acea legătură strânsă cu tine și nu o găsești în altă parte, chiar dacă ți-ai dori. Și, din păcate, ne vedem destul de rar, dar... țin să cred că timpul acesta puțin petrecut împreună este de calitate și ne apreciem mai mult din această cauză. Așa este, cu siguranță. Uite, și povesteai tu despre clipele dificile, despre eșecuri. Cum ajungi să le gestionezi? Cred că nu e foarte ușor, cel puțin la început. Poate după aceea te rodezi și știi cum să le abordezi. Într-adevăr, nu este deloc ușor, dar...
trebuie să fim maturi în acele momente, să conștientizăm de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, unde s-a greșit și să încercăm ca pe viitor să schimbăm acel lucru. Se întâmplă ca uneori nici măcar să nu fie o greșeală din partea noastră, ci atunci să nu fi fost ziua noastră norocoasă. Dar faptul că noi ne dorim să trecem de acel impas, să ne autodepășim, să creștem și să devenim mai buni, ne face ca în acel moment să trecem, să punem acel punct acolo și să începem să construim de la capăt. Deși, spuneai și tu, este foarte greu, dar asta se învață, pentru că dacă noi am rămâne prinse de acel eșec, nu am putea să o luăm de la capăt. Și cum ne dorim să tot creștem și să aducem medalii din ce în ce mai strălucitoare și cât mai multe, învățăm să ne detașăm de ce a fost și să ne concentrăm pe partea de viitor mai mult. Așa este și, Simona, eu de-abia aștept să te văd acolo în acțiune în cadrul evenimentului și să reușiți să strângeți ce aveți nevoie pentru vidrele din Delta Văcărești și, bineînțeles, să ținem aproape și să ne mai întâlnim, să mai povestim despre viața ta, despre cariera ta, despre medaliile câștigate și despre medaliile viitoare, despre visurile tale. Mulțumesc tare mult, Simona! Te așteptăm cu mare, mare drag între prieteni. Dragilor, acum a venit momentul, iată, să dăm legătura în studioul știrilor Metropola TV, unde ne așteaptă Iulia Bălușă cu cele mai noi informații și știu că este zi mare, mare, mare. Astăzi este nunta anului. Simona Halep îi va spune da lui Toni Iuruc. Așa, Iulia? Așa este, Dana. Bună ziua, bună ziua, doamnelor și domnilor. Nunta anului în România, cum spuneai și tu, Simona Halep se cunună astăzi și vil cu Toni Iuruc. Ce nume se află pe lista de invitați, vă spun în câteva momente. Vorbim și despre turismul românesc care a înflorit vara aceasta. Românii au recuperat din plin la capitolul vacanțe, mai ales odată cu relaxarea restricțiilor și a măsurilor de siguranță luate de autorități în contextul pandemiei. Iar la final vă spun o poveste cu o găină care a fost atacată de un șoim și a fost salvată de un cocoș și de o capră. Cum s-a întâmplat asta, vă spun în câteva momente. Pare că e o problemă de matematică aici și s-ar putea să ne întrebăm și câte vaci și câți porci erau în ogradă. Și dacă un tren pleacă din punctul A, în cât timp ajunge în punctul C, dacă oprește, nu, prin B, cam așa era, nu? Așa, da. Trebuie să-mi recapitulezi. Cine a salvat pe cine? O găină? O să spun în câteva momente, trebuie să... E un mister și pentru noi, încă vei afla în câteva momente deznodământul acestei situații. De-abia aștept, de-abia aștept, uite așa, sunt numai ochi și urechi. Îți mulțumesc mult, Iulia, noi luăm o scurtă pauză, dar vă așteptăm, bineînțeles, cu știrile Metropola TV. Este Iulia Bălușă acolo la pupitru și vă spune tot. De la ora 15, rămâneți cu Metropola TV.